Bun găsit! România se confruntă cu o nouă primejdie, neomarxismul. Neomarxiștii sunt antiromâni, anticreștini, vor să închidă bisericile, să scoată religia din școli, vor să schimbe ritualul botezului, atacă familia tradițională și vor să limiteze libertatea de exprimare în numele corectitudinii politice. Sunt acestea teorii ale conspirației sau adevăruri? Ce este de fapt neomarxismul?